Sfântul Sfântul Mijoren și cu iubim Racul, mai presunt de toate. Domnul Bogdan Alăjan. Să știți că nu există o ordine, e pur și simplu o chestiune de alfabet. Domnul Alăjan nu joacă, deși la cum se prezintă din punct de vedere fizic, ar putea o face. Domnul Alăjan îi pune pe picioare pe băieți atunci când vremurile și adversarii sunt incomozi. Dar sigur că da. Aș dori să fac această mențiune înainte de a începe aceste premieri. Vreau încă o dată să mulțumesc echipei, universitatea noastră, de data aceasta, vreau să spun un mulțumesc prin aceste mici atenții. Este vorba de câteva produse ale universității noastre, pentru că până la urmă suntem în Universitatea de Științele Vieții. Băieții se pot bucura de niște produse naturale din partea... Așa este, așa este. Și alte elemente surpriză din partea universității. O diplomă care... Imaginați vreodată că Timișoara nu are doganul ei? Ei bine, iată care și e român de-al nostru. Deci, pentru cei care nu cunosc istoria, domnia sa e născut pe teritoriul patriei noastre, el este Antinoc Chemal. Ei bine, dintre alte țări de soare pline, pe unde ați fost și voi străine, vine domnul Nsucu Iosef Baloi. La achiziție recentă a Timișoarei, unul dintre jucătorii pe care nu l-am văzut încă în exercițiul funcțiunii, dar pare destul de în formă, adică eu cel puțin, dacă l-aș vedea pe partea lui, n-aș încerca să trec cu mingea. Cu numărul 4, Petricolo, domnul Dănuț Bărzaș. Până am trecut întreg staful, cu ordinea alfabetică, tocmai de aceea n-am dorit să prioritizăm, n-am dorit să ierarhizăm într-un fel. Domnul Dănuț Bărzaș, care n-a venit cu mâinile goale, a venit cu campionul de peste 20 de ani al grupului. Andra Maria Borzaș. Unde e? Am uitat. Să știți că nu joacă, dar joacă în clubul ăsta pentru că suntem rugby, e o familie. Și de cele mai multe ori, ca în toate familiile, unii lucrează în bucătărie, alții în bucătăria clubului e Andra Maria Borzaș. Nu e aici, dar a scris pentru trofeul ăsta pagini importante domnul Sandu Stelian Burcea, un toată România și în orice generație de antrenori ce ar fi dorit. Rare am văzut un om cu o determinare în teren așa cum am găsit-o și mă bucur că am avut privilegiul ăsta de a-l comenta pe Sterică Burcea. Ei bine, din punct de vedere alfabetic, e momentul să-l primim pe antrenorul echipei, domnul Valentin Calafetanu. Care spuneam, la 37 de ani, pe lângă trofeele pe care le-a câștigat cu Timișoara ca jucător, în istoria ultimilor ani la care făceam referire cu cele 11 trofee, cele mai multe dintre ele l-au avut pe Valentin Calafetanu, fie în teren, fie pe marginea lui. Cu siguranță pot să spun că toate trofeele astea au un numitor comun. Ca la matematică, chiar dacă suntem aici la Universitatea de Științe Agricole, numitorul ăsta comun se numește Eugen Căpățână. Eugen Căpățână, unul dintre supraviețuitorii vremurilor când domnul Borzaș venea cu suvertașul de acasă să aducă echipei de mâncare pentru următorul meci. Tot domnul Borzaș le făcea și sandwich-urile pentru autocar până ajungeau la meciuri. Ei bine, de la vremurile astea și până la trofee, Timișoara a trăit și pentru că oameni ca Eugen Căpățână au rămas aici. Ei bine, dorim cât mai rapid revenit în teren domnul Gabriel Conache, de asemenea unul dintre fundașii care nu a venit la Timișoara doar cu sufletul, a venit și cu fratele lui, care a fost pe teren la meciul ăsta atât de frumos. Gabi Conache, trofee multe pentru Timișoara câștigate ca jucător și fiindcă vorbeam de fratele domniei sale, mai tânărul Alin Conache!
rivalitatea asta uneori atât de bine înțeleasă în familie. Păi ce ne-ați plecat atât de spate acolo? Nu ați iasă nici? Să facă poză cu pianul, am înțeles. El a învierat tot meciul. Ei bine, unul dintre jucătorii selecționați în echipa națională a României în ultima perioadă, îl dorim și titular acolo, din linia întâi, domnul Constantin Ciprian Chiriac. Adică eu sunt de părere că la rugby mai poți glumi cu centri, mai poți glumi cu fundașii, dar cu pilierii niciodată. Ei bine, ca să vedeți că nu e nimic de glumă, singurul eseu al Timișoarei în finala aceasta a fost realizat și cred că e o premieră. Cred că e primul, nu? E primul om din linia întâi care înscrie într-o finală pentru Timișoara în ultimii ani. Așa am socotit eu după ce mi-a dat Wikipedia. Ei bine, domnul, țineți-vă bine, Digo Mosese Vesele Ducinati! Comentator de sport e cel mai simplu când ai un astfel de nume, pentru că nu te poate contrazice nimeni, adică tu zi oricum îți iese și oricum Ducivache nu o să vină să zică, meștere, vezi că eu sunt Duchivachi. Ia uite, pare un bănățean, dar și nu-i bănățean ca mine, dar pare născut așa în zona Caransebeșului. Ei bine, de asemenea, pe lista aceasta, nu l-am văzut astăzi aici, dar e un jucător uriaș. Unul dintre cei mai buni din toate timpurile pe care am avut privilegiul să-l văd, unul Cătălin Fercu. Nu este momentan, dar ducem și domnul și trofeul. Cu numărul 14, domnul Feofachi Holoia. Ușor de recunoscut după ținuta asta, ușor rasta, ușor... De altfel, ei nu sunt doar elemente exotice în jocul de rugby, sunt oameni care au dus atât de multă valoare și spectacol în rugby-ul românesc, pentru care le mulțumim, așadar domnul Holoia Feofachi. Urmează domnul Ionuț Sinomanu. Deci, domnul Ioveanu. De asemenea, premiile valabile, un jucător pe care eu pariez de acum încolo, nu mi-am și pariune, să știi, Dănuț Cipa, dar în privința ta sunt convins că o să dau lovitura, unul dintre cei mai de perspectivă fundași pe care are România în momentul ăsta, polivalent, domnul Dănuț Cipa! La felul în care se prezintă, poate face furori atât pe terenul de joc, cât și în epic. Mai dați-o la asta, că n-am mai fost de atâta vreme pe acolo, încât eu tot la biblioteca universității mă gândesc. Da. Și acolo face furori, de ce nu? Are așa o aură de poet. Domnul Chevicea Jerenaia. Întotdeauna, domnul Strigoșan, noi în România am avut această căutare pentru pronunțarea corectă a numelor jucătorilor venind din alte țări, deși cu noi nu se întâmplă asta. Adică dacă asculți un englez comentând vreodată un meci al echipei naționale de ce vreți voi, nici nu o să-i cunoști că e Rădoi, de pildă. Rador! Rador! Deci așadar, domnul Jerenaia. De 100 de ani în rugby, de 200 de ani la Timișoara, domnul Dorin Lazar! Domnul Dorin Lazar, pe teren la toate trofeele. Ai rata vreo? Nu. Și la următoarele trofee, îndrăznesc eu să competez, care de asemenea, în aceeași familie a rugby-ului, precum era și cazul celor doi conache, n-a venit cu mâna goală, ci a venit și cu fratele lui, care s-a alăturat proiectului ceva mai târziu, din linia întâi, domnul Mihăiță Lazar. Deci, domnul Lazar,
Am vrut să vă fac complimentul ăsta și o fac public. Deci Timișoara n-a dominat Baia Mare cu linia întâi și la Grămadă, așa cum a făcut în meciul ăsta, în toți ăștia 11 ani. Când v-am văzut acolo ce ați făcut, voi am zis, mama mia. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Emiță Lazăr. Urmează acum un alt nume ce a intrat deja în legenda Timișoarei, domnul Tevita Manumua. Te uiți la Tevita, de atâta vreme aici la Timișoara, cred că rupe deja ceva românește, domnul Tevita. Nu, ăsta e primul semn că nu. Adică, am vrut să spun altceva. Ce știi în românește nu pot spune eu la microfon. Să ne cunosc. Cu numărul 21, domnul Iulian Macovei. Haideți, domnul Macovei. Vorbeam de împletirea asta a generațiilor mai vechi și a celor noi, care au de acum încolo răgazul ăsta le-am adunat 11 trofee. Vorbeam cu domnul Căpățână și a zis că mai 4 își dorește pentru Timișoara până la pensionarea din disciplina asta. E adevărat, domnul Căpățână? Mențineți declarația? Da. Să nu s-ar cumva pe cineva, domnul Robert Mihai Murariu. De asemenea, din o generație frumoasă, un om pe care n-ai cum să-l sar cu privirea într-un meci, nu de-o dată vreo două capete mai mari decât toți ceilalți, domnul Ionuț Andrei Mureșan. Haideți, domnul Mureșan. Veniți și Ionuț și Andrei la pachet, aia nu doi. Păi ce să faci dacă ai Conache 2, dacă ai Lazăr 2, dacă ai Mureșan 2? Deci, stați ca să facem. Domnul Ionuț, primul în ordinea intrării, celălalt, domnul Andrei. Da. Ia să vedem. Pe domnul Andrei, da. Când sare acolo, invers? Dacă îți mie am de dat, cred că le pică bine și lor. Da. Acum e momentul ideal cu asta, cu Paștele. Dacă acum nu dai mielul, nu l-ai mai dat niciodată. Așadar, domnilor și domnilor, Ionuț și Andrei Mureșan. Miza pare dublată de faptul că a crescut în rugbyul românesc la adversara Timișoarei de duminica trecută. Venit acum și devenit bănățean, domnul Sean Morel. Adică, ce am vrut să spun eu, că nu e o răzbunare mai blândă decât aceea să îi bați exact pe aia de unde ai venit. Capitanul echipei, Vlad Neculau! V-am spus, haideți, domnule Culoc, e plasă și pentru dumneavoastră. Punga, am vrut să zic. Domnul Vlad Neculau face parte din actuala generație a echipei naționale, una care nu mă îndoiesc va ajunge la campionatul mondial din 2023 din Franța, chiar dacă mai avem un hop de trecut. E un turneu pe care, cu siguranță și cu ajutorul lui Vlad Neculau, România îl va câștiga. Domnul Laurențiu Vasile Nica! Jucător venit. Și spune, haideți să luați microfonul la un ecolog. Ei cred că mai aud la vârsta asta și vine așa. Să trăiți. Vasile Plotuna. Rețineți toate numele astea pentru că nu se știe noi așa când o să vă amintiți, o să zic ați văzut? Când nimeni nu știa pe domnul Plotuna, eu am venit și l-am prezentat la gală, domnul rector, împreună cu fotografia asta. Peste două, trei săptămâni ne pregătim pentru următoarele fotografii, pentru următoarele două trofee pe care domnul Borsa s-a promis aici. Vedeți că s-a înregistrat, nu mai... Ce să mai spun? Că îl cunosc de atâta amar de vreme, că în momentul în care l-am văzut prima dată, m-a luat cu rece pe șirea spinării, după care mi-a lăsat un om atât de blând, domnul Valentin Popârlan. Adică,
Valentin Popurlan e genul pe care când îl vezi că intră în tramvai, îi dai repede locul pe scaun, nu care cumva să se supere. Unul dintre jucătorii de echipă națională, admirabil pentru întreaga sa carieră, eu cred că Popi încă are de spus și va spune multe pentru Timișoara pe teren. E bine, dintr-un registru, zicem, important pentru rugby, domnul George Radu! Adică pe tine te vedem întotdeauna la stadion, acolo, când vedem pomul, că vine așa că o zvârlugă cu apa, cu toate cele, el trebuie să fie domnul George Radu. Și el deja, deși pare tinerel, așa are ani de zile de când e alături de proiectul ăsta și îi mulțumim. Premiat al acestei gale, domnul Narcis Rarinca. Și el face parte dintr-un staff performant, pentru că în spatele unei echipe performante întotdeauna se ascunde o echipă la fel de bună. Și el vine de la Baia Mare și el știe că după pui de Moroșan nu dai cu bolovan, mai ales când vezi cum arată, că trebuie să fii tu nebun să dai cu bolovan după Andrei Rădurei. Omul care... S-a retras de la echipa națională, dar ține în continuare steagul sus și în rugby și în fitness, am văzut din ce în ce mai mult. Urmează un alt jucător uiaș pentru ceea ce înseamnă deja și pentru viitorul sportului ăsta. Cred că am folosit de prea multe ori și mi-e teamă să nu demonetizez cuvântul ăsta, dar când ai asemenea oameni pe ștadă, nu găsești alt cuvânt decât uriașul. El nu e atât de uriaș fizic, dar e uriaș prin valoarea lui, domnul Gabriel Rupanu, titular de echipa națională pentru post de Navy de greu. Pentru că el deschide tot acolo, adică dacă el nu deschide, se închide. E ca un fel de non-stop pentru o echipă de rugby, domnul Gabriel Rupanu. Sebastian Sârbu! Sebastian Sârbu, dintr-o generație care vine cu promisiuni pe care sunt convins că le va și onora. Dacă spuneam că duelul ăsta al generațiilor nu poate fi tradus mai bine decât de alăturarea aceasta Sârbu cu următorul dintre cetățeni pe care am senzația că îl cunosc de viață, domnul Marian Sabău. Talonerul la orice echipă, adică ori faci talonăr, poți să-l bagi și pilier. Nu știu, la un moment dat, dacă mai îmbătrânești un pic la echipă, poți să-l folosesc și aripă. Domnul Marian Sabău. E bine, mulți dintre cei care au venit aici la Timișoara, nu numai că au devenit timișoreni, au devenit români, au jucat pentru echipa națională, s-au sacrificat pentru echipa națională unde s-au accidentat de multe ori, pentru ei a cântat imnul și pentru asta le mulțumim. Vine de unde nici nu ne-am fi gândit, din Noua Zeelandă, domnul Stefan Ross Shannon. Vorbim acum 100% cu parte, cu familie. Mi-a spus Shannon că mai merge în țara sa natală doar așa, în concedii, din când în când, atunci când se deschide. S-a deschis sau tot închise? Nu, s-a deschis. Ei bine, un alt cetățean pe care îl iubesc din suflet, ce o să vedeți de ce spun asta, pentru că n-ai cum să nu-l remarci, și pentru dăruirea din teren, dar mai ales pentru prezența sa atât de bărbată, domnul Sicote Joji! Sicote Joji, încă o dată exemplificarea ținutei cu glezna la vedere. Ei bine, povestea următorului jucător pe care vreau să-l aduc, de domnul Șurman, ia să văd. Cam lung și o rapie. Următorul cetățean pe care vreau să-l invit aici are o poveste frumoasă de viață. O să o spun foarte pe scurt. Părinții lui au plecat din România și cazul ăsta nu e singular. S-a născut și a crescut în Italia, dar a venit și sunt convins că va rămâne aici alături de noi, pentru că viitorul e al lui Corrado Ștețco. Ce vreau să spun, Corrado nu e din categoria aia, dacă mai țineți minte, pentru cei mai vechi, când s-a dus Răducioși după 2 săptămâni în Italia, nu mai știa să vorbească, zicea, come si dice?
Ei bine, domnul Ștefcov vorbește o românească cum nici la vasul lui nu se vorbește.